Max, ne aflăm în fața meciului din etapa a doua de play-off de la Cisnădie cu CSC Schellenberg. E o situație interesantă, cel puțin pentru tine, cred. Din păcate, nu o să stai pe banca tehnică. De aici aș vrea să începem discuția. Exact. Da, am luat 4 cartonașe galbene și la fel ca și jucătorii voi sta în tribună. Nici eu nu m-am mai întâlnit cu genul ăsta de situație, dar băieții sunt pregătiți, sunt în stat băieții care oricând sunt alături de mine și au părțile lor din antrenamente pe care le conduc, așa că nu va fi o problemă foarte mare pentru noi, doar că poate și băieții s-au obișnuit să-mi audă vocea de pe bancă, dar ne-am pregătit bine și zilele după jocul cu CFR, băieții sunt apți, sunt dornici. Eu cred că din punctul acesta de vedere nu vor fi probleme. Cum e după un astfel de meci, după o astfel de reușită, mai ușor să îi montezi pe jucători sau din contră e un pic mai dificil? după astfel de jocuri, cumva ți se creează starea de certitudine, pentru că mai discutam și cu jucătorii, mai aveau nevoie de, în termeni fotbaliștii, să ia pulsul adversarului, să-i simtă puțin fizic. Din punctul ăsta de vedere, au intrat foarte bine jucătorii noștri în jocul cu CFR, dar ca la fotbal, după un meci bun, trebuie să te recalibrezi și să ai acea continuitate în rezultate, să arăți că nu a fost nimic întâmplător. Așa e în fotbal. După un meci bun, avem zilele de după pe care le savurăm, dar trebuie să ne gândim la următorul meci. La fel și după eșecuri, că au fost eșecuri, și după meciul de la Slobozia. Nu am făcut cel mai bun meci, băieții au suferit după meci o zi, după care am pregătit meciul următor. Așa e, în fotbal trebuie să trecem de la un moment la celălalt. Băieții sunt foarte bine, foarte receptivi și mergem la Cisnădie să câștigăm. Cum vezi acest joc în ideea în care întâlnim o echipă care e pe locul 2 în ceea ce privește rezultatele bune obținute acasă după noi? Este o echipă puternică, am și văzut-o la meciul cu Steaua. E o echipă foarte, foarte omogenă, la fel ca și noi. Au ținut cam același grup de jucători, au schimbat prea puțin în iarnă. Sunt o echipă care joacă un fotbal bun, o presiune constantă la meciurile de acasă. Nu va fi un meci simplu, cum nu vor fi niciunul dintre meciurile rămase în play-off. Sunt echipe care își doresc promovarea, sunt echipe care doresc să arate că sunt capabile de locul pe care îl ocupăm acum în prezent. Noi și ei, atât noi cât și ei, nu avem drept de promovare, dar sportiv chiar directorul lor a declarat că putem câștiga competiția și primi medaliile și cupa de campioane Ligii a doua. Așa că o miză este pentru toate echipele rămase în play-off. Va fi un meci dificil, pentru că și ei s-au uitat cu siguranță la meciul nostru de cupă și vor avea și dorință să câștige. Diferit față de ceea ce s-a întâmplat la Hunedoara în sezonul regular, 0-0 e doar al doilea meci, dacă știu eu, dacă țin minte bine, în care noi nu am reușit să marcăm. A fost un meci, a trecut, am avut situațiile noastre de a marca, am avut două, trei situații foarte bune acolo, n-a intrat mingea în poartă, atunci la meciul respectiv nu ne-au pus probleme, dar clar va fi cu totul și cu totul alt meci, vor juca acasă, vin după o înfrângere la CSR, ei au stat, cred că cel mai mult, au stat 15-16 etape pe primul loc, au cedat etapa trecută, locul. Va fi un alt meci și din care eu sper să ieșim